Cetățenii noștri merg duminică să-și aleagă primarii. Cu această ocazie doresc să încredințez cetățenii Republicii Moldova că sistemul afacerilor interne este pregătit pentru a asigura o bună desfășurare a acestui scrutin. Așa cum ne este misiunea, vom fi alături de cetățenii noștri pentru a le garanta libera exprimare prin vot, pentru a le oferi siguranța și liniștea socială, pentru a asigura desfășurarea alegerilor locale într-un mod civilizat și democratic. În acest sens, îndemn cetățenii Republicii Moldova să respecte legea și să urmeze procedurile de vot legale. Ministerul Afacerilor Interne este pregătit pentru acest exercițiu și vom asigura prezența polițiștilor și carabinierilor în proximitatea secțiilor de votare. Străzile vor fi asigurate cu patrule de poliție pentru a avea grijă și a fluidiza traficul în caz de ambuteiaje și pentru a asigura securitatea și ordinea publică. Împreună ne clădim viitorul.